Tanti Maria, care apă cu cobilița în spinare în fiecare zi, chiar de 2-3 ori pe zi, pentru gospodăria sa. Nici ea și nici animalele nu pot trăi fără apă. Femeia spune că nu are încotro și este nevoită să care apa în spate. Ce să fac? Avem altceva de făcut. De câți ani nu aveți apă? Cred că de 20 de ani. Am înțeles că se începuse construcția. A fost o îngrăpată, o conductă. Așa, și n-a dat rezultate, că a zis că nu e presiune pe conductă. Și a terminat. Totul cărca cărăm. Cărat zilnic apă, așa? Și de 2-3 ori. Am un soț care e latat, paralizat. Trebuie să-l speli zilnic. Nu-ți trebuie apă. Să faci mâncare, faci orice la găini. Apă, peste tot apă. La fel și restul locuitorilor din Cucuteni, care apă zilnic. Sau dacă au căruțe și pun apa în butoaie, oamenii vin la 2-3 zile odată pentru apă. Spun că mai strâng și apă de ploaie, dar este foarte greu vara când este secetă. Trebuia să fie apa, să avem apa băgaie în 2008. Și ce s-a întâmplat? S-a făcut o măgăre cu fostul primar Serghe și a cheltuit banii pe altceva așa și pe noi ne-a lăsat ai nimănui singurei. Ați rămas fără apă? Da. Și cum procedați? Cărați apă? Da, cu căruța. Când pentru mine, când și pentru vecin, că stau partea cealaltă. Oamenii spun că proiectul pentru racordarea satului la rețeaua de apă este început de câțiva ani buni, însă a fost abandonat pentru că firma care se ocupa de lucrare a intrat în faliment. Locuitorii dau vina pe fostul primar. Alimentarea cu apa satului Cucuteni e o investiție care a demarat în anul 2009. Din lipsă de finanțare a fost întreruptă până s-a derulat până în anul 2012. Din lipsă de finanțare s-a blocat până în 2014. În 2014 constructorul a intrat în insolvență și apoi în faliment, n-a mai vrut să continue lucrările, s-a reziliat contractul cu acest constructor și acum suntem în faza de întocmire a unui proiect tehnic de executat, scoatere la licitație și continuarea investiției. Locuitorii satului Cucuteni plătesc apa de la Cișmeaua, de unde se aprovizionează. Abonamentul lunar este de 10 lei. Singura Cișmea este aici? Da. Și e vorba să închide și pas. E vorba să închide pentru că nu vrea tot să facă abonament și nu se strânge bani. Cât... Deci dumneavoastră plătiți abonament pentru Cișmeaua de acolo? Da, cât plătiți lunar abonament? Nu e mult. 10 lei. Oamenii s-au obișnuit cu acest stil de viață și nu mai au nicio speranță că se va schimba ceva. Spun că asta este viața țăranului român și, deși reporterii noștri s-au oferit să-i ajute să care gălețile cu apă, oamenii au refuzat, spunând că dacă nu muncesc mor. Omul trebuie să muncească, spun aceștia.